mulțumesc. Bună seara, felicitări. Cum a fost meciul? Thank you very much. Vă mulțumesc mult. Okay, we knew from the beginning of the game that știam de la începutul meciului că va fi un meci foarte greu. Așa cum v-am spus de altfel și înaintea meciului, că trebuie să suferim ca să câștigăm un astfel de meci. The 3 points in the half time. We said to the players that the only way to win this game is to suffer until the last minute. La pauză ne-am spus jucătorilor că singura modalitate să câștigăm un astfel de meci este să suferim până în ultimul moment. That gave us a win. I believe that we were the team who had the more chances. Cred că noi am fost echipa care am avut cele mai multe șanse de a câștiga. 2-3 chances to make the goal. We didn't manage, but n-am reușit să le valorificăm pe toate, dar important este că the best thing that the players are doing is the effort and the attitude they show. Important pentru cel mai important este că am avut o atitudine bună și că am reușit să câștigăm. How it was the first half? Cum a fost prima repriză? You didn't have too many occasions. În prima repriză nu ați avut foarte multe ocazii. What did you tell them? Ce le-ați spus la pauză? In the first half there were 3-4 occasions. Cred că în prima repriză am avut 3-4 ocazii. Și cred că ei n-au avut foarte multe situații de a marca. Dar până la urmă noi am jucat cu o echipă de calitate, o echipă bună. Și chiar ne așteptam la un astfel de meci. Deci acesta a fost planul. Da, cu siguranță. Important pentru noi și asta ne-am pus în minte din start să câștigăm punctele. Le-am cerut jucătorilor să dea totul. Și am văzut lucrul acesta în această săptămână pentru că s-au antrenat foarte bine și au avut o atitudine foarte bună.